Bună, dragi prieteni, și bine v-am reîntâlnit la un nou video în care vreau să vă prezint un tester pentru verificarea compresiei la motoarele diesel. Deci prezentarea unui tester pentru motoarele diesel. În acest video vreau să vă prezint prima parte a prezentării testerului pentru verificarea compresiei la motoarele diesel. Am spus prima parte pentru că în prima parte vreau să discutăm puțină teorie despre modul și tehnologia de folosire a acestui tester, verificarea compresiei și starea tehnică a ansamblului cilindru, segment, piston, deci a starea setului motor. Această stare se poate constata cât este de bună în funcție de presiunea de compresie care o avem la motorul care îl verificăm pe fiecare cilindru în parte. Diagnosticarea mecanismului motor, a cilindrului, pistonului, setului motor, verificăm parametrii de diagnosticare tehnici care sunt în funcție de gradul de etanșare al cilindrilor și presiunea la sfârșitul compresiei. Acești parametri de diagnosticare mai sunt legați și de mecanismul de distribuție supape și scaunul de supape. Acum, până nu încep în detailat cam cum se folosește, în prezentarea care vreau să vă prezint, acest aparat cuprinde manometru cu știuțul de cuplare, manometru cu butonul de declanșare a presiunii, de închidere și de deschidere și restul de știuțuri care trebuie cuplate la injectoare, depinde ce motor folosești. Eu am modificat pentru verificarea că la motorul de 115 nu am în set așa ceva pentru verificarea presiunii de compresie și am modificat un injector, am scos diuza, am eliberat în interior ca să avem presiunea, să treacă presiunea bine prin corpul injectorului și aici să cuplăm aparatul. Manometru este de la 0 la 1000 de PSI sau de la 0 la 70 de bari. Pentru motoarele diesel trebuie manometru de până la 70 de bari pentru că este mai mare compresia ca la motoarele pe benzină și mai trebuie să mai îmi fac încă un injector pentru tractorul de 110, însă trebuie să-l, nu este modificat, trebuie să scot diuza din el, majorez interiorul să treacă aerul mai ușor, înfund ieșirea la unde vine conducta la unde vine conducta la injector și montez un știuț pe filet în capăt să mă pot acorda cu manometru. Acesta urmează să-l modific. Acest set mai conține foarte multe mărunțișuri pentru reducții, pentru înfileta la alte tipuri de motoare. Pe filet să te cuplezi la fiecare injector, dar eu
îl folosesc numai pentru tractoare și o trebuie să am folosit numai la D115 și vreau să confecționez un injector pentru verificare la motoarele D110. Acum, un pic de teorie, trebuie să discutăm despre acest tester. Eu vreau să-l verific, am un motor aici, însă este pentru un alt video. Acum, în acest video, facem un pic de teorie, să știm despre ce este vorba și cum se lucrează cu el și ce parametri trebuie să funcționeze și cum trebuie să funcționeze acest tester pentru diagnosticarea mecanismului motor, adică cilindri, piston, segmenți, ce aceștia sunt piesele care sunt în componența setului motor și noi trebuie să verificăm parametrii în care funcționează motorul. Parametrii de diagnosticare a stării tehnice la motor depinde gradul de etanșare a cilindrilor și presiunea la sfârșitul compresiei. Mai depind și de alți parametri în diagnosticare ce sunt legați de mecanismul de distribuție, adică de supape și scaunul de supape pentru a vedea dacă avem pierderi din compresie pe cilindri. Diagnosticarea stării tehnice la motorul de 115 se face la temperatura motorului, să fie încălzit la o temperatură de 60-80 de grade și turația motorului în jur de 600-650 rotații pe minut. Deci în jur de cam 10-15 curse pe piston în acest interval, el trebuie să se va opri la ceasul se va opri la o anumită gradație pe ceas. Presiunea la motorul de 115, presiunea la compresie trebuie să fie cuprinsă între 375 de PSI, ceea ce reprezintă 26 de bari. Și presiunea PSI maximă este 425 PSI egal cu 30 de bari, în general 29,930 de bari. Diferențe maxime de presiune admise între cilindri trebuie să fie de maxim 50 PSI, deci maxim 3,4 bari. Deci, cum am zis, 375, 425 PSI, deci ar fi între 26,4 și 29,9, între 26 și 30 de bari trebuie să fie presiunea când avem starea tehnică la grupul cilindru piston segment bună. Măsurarea presiunii de compresie este o modalitate de apreciere a gradului de etanșare cilindru segment piston. Deci aparatul se fixează în locul injectorului. Pentru a efectua testarea presiunii de compresie, se demontează toate injectoarele, toate trei injectoarele, cum e cazul nostru la D115, se demontează toate trei injectoarele și luăm injectorul, se montează în
în locașul injectorului, începem de la primul injector, se ia aparatul cu ceasul, se introduce, se strânge injectorul în bloc, se introduce aparatul și se pornește motorul. Dar regimul termic al motorului în timpul măsurător influențează valoarea presiunii compresiei, cât și un leu existent la nivelul segmenților și pe peretele cilindrilor. Dacă efectuăm o verificare cu motorul rece, vom avea o valoare a presiunii într-un fel, când este motorul cald, vom avea o valoare a presiunii mai mare. Deci, valoarea presiunii măsurată între rece și cald, între cald și rece, va fi cu 10-15% mai mare când este motorul cald față de motorul rece. Verificarea presiunii compresiei pe cilindri poate fi diferită din cauza neetanșerii mecanismului de distribuție, adică a supapelor, scaunul de supape. Ei, pentru stabilirea neetanșării scaunului de supapă, se repetă măsurătoarea presiunii cu introducerea uleiului cu pipeta, cu o siringă, se introduce un ulei în cilindru, în fiecare cilindru, înainte de rotire, se montează injectorul și se verifică presiunea față de prima măsurătoare. Dacă este aceeași măsurătoare și la a doua măsurătoare cu un lei introdus în cilindru și este aceeași presiune, înseamnă că avem pierderi de presiune la supape și la scaunul de supape. Dacă presiunea crește în momentul când am introdus un lei în cilindri, înseamnă că partea de distribuție supapă, scaun, este bună și normal că presiunea trebuie să crească pentru că un leu etanșează între peretele cilindrului și segment. Face o mai bună etanșare. Acum v-am prezentat aparatul de verificare, testerul de presiune, pe sfârșitul de compresie, ca parte tehnică, teoretică, cum se procedează la diagnosticarea gradului de uzură a setului motor, cilindru, piston, segment. Vă mulțumesc pentru tuturor celor care m-au ascultat și vizionează acest clip și vă rog să comentați fiecare cei care ați avut și ați efectuat astfel de testere să veniți cu comentarii cum ați procedat și cum ce rezultate ați avut în efectuarea verificării testerului de compresie și prin demontare ce ați constatat când ați demontat motorul. Vă mulțumesc și vă aștept cu cât mai multe comentarii și cât mai multe like-uri și cât mai mulți abonați.